urmează un nou început. Ok. Tot înapoi în viitor, când te-ai trezit, te-ai reîncarnat, aduți aminte. Eu așa îi zic, trezit, reîncarnat, programele vei. Ok, energia pură a sărit în amintirile care te iubesc, în forma aceasta minunată. Și... ok, vedem unde ne conduce. Așa, nu este bătut în piatră nimic. Și de la o zi la alta, tot mai puternică energiile. Da? Te-ai trezit, te-ai reîncarnat și la un moment dat, da, la serviciu mă duceam, veneam la pământ, la pat, meditații, una, două, la serviciu la fel, cum era o pauză, cum ce, în meditație, ochii închiși și ce însemna pentru mine meditațiile. Să simt ce se întâmplă în organism, plus, minus, ce se mai însemna, ce însemna meditația, ca pe timpul. Și trece în alt fel și în alt fel. Pe urmă, meditația pentru mine e o muzică ascultată bună pentru mine. Poate fi oricare să râzi, poate fi cea mai... Și la un moment dat îți trezește ceva, pentru că din moș strămoș e ceva în tine, e pasiunea, e frumusețea, înțelegerea, da? Că era cumva... trebuie să dezvoltăm... muzica clasică în noi, trebuie să învățăm copiii ce să vadă, așa erau programele vechi, da? Unde să se duc, unde, da, dar ce ai tu cu copiii care trebuie să-i înveți, care au și ei moș strămoș, neamul lor, care, cine știi ce le place să asculte și tu vii cu ale tale, știi? Asculți ce-ți place ție, ce-ți trezește în tine și dragoste și pasiune și să te simți bine, alea sunt meditațiile alea, erau pentru mine. Orice, orice fel muzică. Uneam și dacă mă ungea la suflet, nici nu conta cine ce părere are. Acolo ești. Curaj și acolo ești. Și meditația era după aia, treceai în dans ca și mișcare, da? Erau energiile în tale, energiile în tine puternice, da? Și cumva așa plonjai, nu știai, învățai, da? Ascultai muzica, dansai, ego-ul sărea, da? Îi sărea muștarul ego-ului și vroia să te... Vroia un fel de... Nu te auzi destul lumea, nu te știe, nu trebuie să... Da, să-ți arăți tu cine ești, vezi, Doamne, și asta era. Și erau toate, toate erau un amalgam superb de emoții, de... un fel de știai și locul, dar era cumva, ai sărit în programelul să salvezi omenirea, să salvezi nu știu ce, să te salvezi pe tine, să înțelegeai altfel, într-un fel sau altfel lucrurile. Și meditația, în primul rând, era muzica, un cântec care îți rupea inima sau îți alina inima, da? Pasiune, mai ascultai, erai, da, foarte frumos, adică, da, și când m-am trezit așa și eram deja pe pereți, mi-aduc aminte, eram pe pereți, mai tădeam de unul, de altul, treziți de-ai mei, nu erau foarte mulți, eu așa țin minte, nu că cu cine rezonez sau nu rezonez, cu ani în urmă, nu erau foarte mulți, erau câțiva, pe degete îi numărai. Pe urmă ai început cumva să alegi, da? Și au rămas vreo 2-3 în anturajul tău de a înțelege una altă. Și cumva tu îți vindecai, îți lămureai și la un moment dat când toată lumea a mai trecut pe cer cumva și ai ajuns la săritura leului unde tu ai sărit, în care tu idei nu aveai, da? Ai mai ajuns odată, ai sărit cu toată lumea ca și cum. Și... ai simțit că asta s-a întâmplat. Inima nu primea, e ca și cum după o operație, inima nu primește corpul. Corpul nu primește inima, da? Era cumva arunca inima din corp, nu era a ei, a lui. Da, la nivel de ADN, de nu știu ce zic acum, dar acolo e. Aici, da?
se deschidea tot felul, glandele astea dinăuntru, din față, acum nu vin să le zic științific. Iarăși nu era ateu, se schimba tot la nivel mental, la nivel, toate. Și respingea, organismul respingea așa ceva, pentru că era din alta luat. Te-ai reîncarnat în energia pură, s-a reîncarnat un fel de... A venit la pachet cu inima și cu creierul. A venit la pachet, știi? Într-un organism care amintirile te iubesc, că nu știu dacă gândești așa sau... Știi? Ca să înțelegi că inima nu mai avea atâtea... Știi? Inima are atâtea camere, să zici așa, medicinal, biologic. Ok. Nu biologic, cum îi zice? Ok. Nu știu câte camere avea, să zicem, câte, 3 camere sau câte, da? Și am apărut una sau două în plus, e altă inimă, inima care are amintirea emoțiilor, amintirea, are minte, care gândește, care ține minte, știe cum, ce, intuitiv, tu crezi că e aici, ori e aici, tu crezi că e aici, ori e aici, și se schimbă energetic între minte și inimă, se face, da, trebuia, asta era, în primul rând, știu că eram învățată, tot treziți de ei mei, pune mâna aici, zice, zici că vorbeam cu omul, așa cum vorbesc acum, registrez, eu vorbeam cu, era ceva dincolo de mintea noastră, pune mâna aici, că simte mâna, în mână sunt toate, care e locul ăsta făcut special ca să pui mâna aici și să-și revină inima la loc. Nebunie, o durere turbată, e ca și cum simțeai rănile încă o dată, ca o operație, știți? A venit la pachet ceva, energia a intrat, a schimbat, nu era inimă și așa, și a venit cu... Da, zici că altcuiva era, așa puternic era. Na, 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 na. Și de aici a pornit transformarea de la... Și pe fiecare unde l-a prins. Deci când ai... Da? Prima dată îți ții minte că te-ai trezit la o plajă, da? Într-un vis, da? După aia se ancorează, se curăță și te trezești unde ești, fugi la lucru, vii acasă, te trântești în pat, meditezi. Pe mine m-a prins în pat încă o dată pe, da? Și am zis că ne-am rezolvat și am dat de nu știu care acolo și nici nu se vedea omul, striga cumva, era la volan. Deci, pe care cum? Asta era la volan, zi. Mare savant, nu vine acum. Era la volan și urla în gură. Wow! Acum toată lumea, puneți mâinile aici, nu știu ce, și stați liniștiți, e ok, numai atât. Nu mai se auzea așa. Ca și cum, imaginează-ți, la volan și... mașini, nevoie. Și la un moment dat tu apari din nicăieri într-o realitate, cu mașină, cu tot. De-astea, și urca în gura mare și înregistra acolo, nici nu se vedea fața, nici nu era ceva. Și fiecare unde era prins. Deci fiecare. Fantastic, eu mi-aduc aminte. Pff, ce m-am distrat. Nu era foarte distractiv. Eram pe pereți, mi-era foarte rău, nu înțelegeam unde, ce, cum, erai... Bai. Și transformări. Toate astea sunt transformări, dar trebuie să accepți toate cadouțele divine cu vrăjitorii, da? Cu energiile care au trecut prin ce au trecut, bumerani, da? De fapt, e transformarea organismului, punct. E la vibrații mai înalte, te deschizi, primești, meditezi, acolo. Ca să ajungi să înțelegi, trebuie să faci asta și în vrăjitorie să te cam, da? Să-ți încerci forțele în sensul cel mai frumos posibil. Da? Asta era, da, acolo e. Acolo era. Foarte frumos. Cine intră în transformare, acum e, știi? E cum, vai, pe timpuri nu era, eram noi, nu știu cum, dar uite, acum tineretul are și aia, și aia, și aia, și aia, nici nu are nevoie de părinți, ceva de genul, da? E foarte frumos, e foarte. Când auzi transformare, bucură-te, acolo sari și de acolo ți se întâmplă lucruri extraordinare care merită să treci prin ce trebuie să treci, da? E așa de frumos, e interesant, e... Omul e curios, nu trebuie neapărat să înveți, culme, nu mai înveți după carte, nu mai înveți după, nu știu ce, să asculți pe cineva, să asculți, înveți după, din tine e totul, iese, să aduce aminte, da?
îți aduce aminte cine ești și numai știu că umblam pe stră. Wow! E cumva din mine și cumva și imediat se și proiecta. Wow! În mine cumva, wow! Și era, wow! 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 Da? Așa că transformare plăcută. Știi? Era cum era înainte. Un an nou fericit, ei. Transformare fericită. Acolo e și e superb, e superb. Și acum cu programelul de sărbători fericite, prea fericite, vezi ce faci, e superb, e superb, da, acolo ești.